Oamenii din Băișești sunt de-a dreptul revoltați din cauza problemelor cu care se confruntă la rețeaua electrică din localitate. Curentul nu este stabil întotdeauna, coboară mereu. Eu am un regulator în casă care îmi reglează curentul. În continuu pârâie și pâcâie, pentru că în momentul când slăbește, face un zgomot. Da. Și imediat. Și asta în continuu. Nu este o oră în care aparatul acela să nu facă gălăgie. Din această cauză, localnicilor li s-au defectat mai multe aparate electrocasnice. Trebuie să schimbăm hidroforul în fiecare an. Deci sâmbătă seara când facem baie, dăm drumul la apă să curgă și după ce se umple cadă, trebuie să mergem să oprim hidroforul, că nu mai declanșează hidroforul să oprească. Să închidă, nu? Să închidă. Din cauza tensiunii, presostatul nu acționează. La Holban Adrian, i s-o ars calculatorul cu internet, i s-o ars combina frigorifică. Și la mine, la bloc, la fel, s-o ars combina frigorifică din cauza că seara arată becurile exact ca o lumânare. Așa ceva nu se poate. Cei care au cumpărat compania am auzit că sunt dintr-o țară care în Europa se spune că e foarte dezvoltată. Da. Așteptăm mai mult de la ei, nu numai ca să ne ducă înapoi la sapa de lemn. Oamenii pun această problemă pe seama consumului mare de energie electrică și cred că rețeaua electrică este subdimensionată. De investit, nu au investit nimic. Rețeaua și toate sale vechi, înainte, că aveau un bec și o... Eu știu ce mai avea, un motor de se taie șâșcă sau altceva. Dar acum toți, calculatoare, televizoare, mașini de spălat, toți au acum. Atunci a spălat, vă dați seama, fără investiții nu se poate, numai să luăm bani așa să... Și chiar e dezastru, v-am zis, de vreo 2-3 ani încoace, e în dezastru. Reprezentanții societății de furnizare a energiei electrice au trimis deja la fața locului aproape 20 de mașini de intervenție pentru a soluționa problema. Până când se va întâmpla acest lucru, oamenii din Băișești nu pot decât să aștepte și să spere ca aparatele electrocasnice să nu se defecteze.